Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit analiza lunii martie pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete în pești. Ca de obicei, o să începem cu analiza astrologică a lunii martie. Luna începe cu un eveniment foarte frumos, foarte plăcut, încă pe 3 martie, la ora 19:09, ora României, Venus face aspect pozitiv de sextil cu Uranus. Acest eveniment o să se resimtă una-două zile înainte de 3 martie și după 3 martie și o să fie cel mai intens pentru nativii din zodiile Berbec, Vărsător, Taur și Balanță. O să observați în această perioadă că sunteți mai creativi, mai relaxați, o să doriți să fiți înconjurați de prieteni, de oameni dragi, să faceți activități care vă aduc plăcere, copiii din aceste zodii o să fie mai jucăuși, mai inventivi și toată lumea o să-și dorească să cunoască oameni noi, să participe în activități sociale, să se întâlnească cu prieteni și, în general, acest aspect aduce o energie de voie bună, de veselie și de înțelegere. Pe 4 martie, la ora 5:30 dimineața, Marte intră în Gemeni și cu această schimbare energetică pentru planeta Marte, planeta războinică, în semnul comunicării, al călătorilor pe scurtă distanță, al schimburilor de informații, parcă toate aceste aspecte ale vieții cotidiene o să prindă viteză și lucrurile o să se desfășoare mult mai rapid și mai haotic. Cu toții o să observați că informația prinde viteză, începeți să aflați o grămadă de lucruri noi dintr-o grămadă de surse și parcă viața voastră de zi cu zi se desfășoară într-un ritm mai alert. Pentru cei care lucrează în comerț, o să vedeți o creștere semnificativă în vânzări și, în general, în orice aspecte legate de afaceri, de administrarea unor companii sau a unor activități, lucrurile se desfășoară mai intens, cu mai multă viteză și ușor mai haotic. Partea pozitivă este că Marte în Gemeni are suficientă energie și voință să ducă lucrurile la bun sfârșit, prin urmare o grămadă de task-uri, de activități care au rămas nefăcute, nefinalizate, mai ales din luna februarie, în perioada de Mercur retrograd, acum se pot finaliza, se pot duce la bun sfârșit și măcar o să scăpați de stresul unor lucruri care au rămas nerezolvate. În același timp, la nivel mental, pentru toată lumea s-ar putea să fim mai stresați, mai nervoși, mai irascibili. Prin urmare, e important să avem grijă în comunicare, în interacțiunile sociale, în felul în care vorbim, în felul în care ne exprimăm, pentru că toată lumea o să fie cu nervii puțin mai întinși decât de obicei. Pe 5 martie, la ora 5:27 dimineața, are loc conjuncția Mercur-Jupiter în zodia Vărsătorului. Planeta comunicării se întâlnește cu Marele Benefic și o să ne aducă tuturor o perspectivă mai optimistă și mai plăcută asupra vieții, asupra viitorului, asupra situației noastre personale de viață. Toată lumea o să fie mai optimistă, gândirea o să aibă o schimbare într-o direcție mai pozitivă și aceasta va fi o zi ideală pentru conversații de afaceri, dar și pentru a planifica ceva pentru viitor. E o zi ideală să vă faceți planuri pe termen lung, să vă planificați o călătorie în străinătate sau să faceți un plan de afaceri, mai ales dacă vreți să deschideți o afacere împreună cu un partener din străinătate. Comunicarea va fi foarte pozitivă, puteți să obțineți ceea ce vă doriți, puteți să convingeți un partener, că e în viața privată sau în viața profesională, că ideea voastră este cea corectă, puteți să obțineți susținere și suport de la oameni care se află în poziții de conducere. Va fi de asemenea o zi foarte pozitivă pentru profesori, elevi, studenți, pentru a învăța lucruri noi, pentru a acumula skill-uri, cunoștințe noi și de asemenea este o zi ideală pentru a face curățenie în casă, pentru a vă organiza mediul vostru de zi cu zi, fie că vă curățați biroul, dormitorul, bucătăria, e ziua ideală pentru curățenia de primăvară. Partea negativă a acestui tranzit este că riscăm să fim prea optimiști și să nu fim suficient de realiști. De aceea este foarte important să fiți atenți la detalii, pentru că această conjuncție pe sectorul mentalului poate să vă suprastimuleze
și să ratați o informație importantă. Pe 11 martie, la ora 2 dimineața, are loc conjuncția Soare-Neptun. Eveniment astrologic care o să ne influențeze cu 2-3 zile înainte și după data exactă în care se întâmplă. Partea pozitivă este că toată lumea o să fie mai bună, mai calmă, mai empatică. E o zi ideală pentru practici spirituale, pentru rugăciune, meditație, yoga, pentru a căuta ajutor și suport de la un doctor, de la un terapeut. Va fi o perioadă foarte frumoasă pentru artiști, că e vorba de artiști plastici, graficieni, sculptori, arhitecți, designeri, scriitori, compozitori, cântăreți, actori. Toată lumea va beneficia de pe urma acestui tranzit. Partea negativă este că s-ar putea, tocmai din cauza acestei conjuncții foarte puternice, să vă simțiți mai lipsiți de energie, mai obosiți, să aveți tendința de a evada în lumea viselor voastre și să vă detașați de realitate și de nevoile imediate ale organismului vostru, a familiei voastre, a relațiilor voastre, a jobului vostru. Pentru cei care nu sunteți conectați cu lumea voastră interioară, cu partea creativă a ființei voastre, s-ar putea să vă simțiți mai confuzi, pierduți, să nu vă dați seama exact ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că în această zi informațiile vin pe alte căi, nu pe căi raționale, ci pe căi spirituale, intuitive. Și toată această suprastimulare a senzorilor voștri intuitivi vă dă un pic peste cap partea analitică și rațională a ființei voastre. Aveți grijă la potențialul de a fi mințiți, de a fi păcăliți, aveți grijă la oamenii pe care îi întâlniți în această zi, pentru că s-ar putea ca nu toți să aibă cele mai bune intenții, s-ar putea să întâlniți șarlatani care vor să obțină anumite lucruri de la voi. Și de asemenea, mare grijă pentru cei care vă știți cu predispoziții către melancolie, depresie. Fiți precauți în această zi. Tot pe 11 martie se mai întâmplă un eveniment astrologic important. Mercur devine invizibil. Se pierde în razele soarelui, nu o să mai putem să-l vedem pe cer, pentru că este foarte aproape de poziția soarelui pe cer. Până în 27 aprilie, Mercur, planeta comunicării, a gândirii, a comerțului, a scriitorilor și a mass media, intră în biroul regelui și se închide acolo împreună cu soarele pentru a avea niște discuții one-to-one, ascunse privirii muritorilor de rând. În această perioadă, din 11 martie până pe 27 aprilie, o să vedeți că o să fie mai dificil să începeți proiecte noi, mai ales dacă sunt proiecte legate de comerț, mass media, dacă vreți să scrieți ceva, să publicați ceva sau să dați drumul la niște campanii de marketing. Toate aceste lucruri o să fie îngreunate pentru că Mercur, planeta care guvernează aceste aspecte, este invizibilă și nu are atât de multă putere cum ne-am dori atunci când inițiem astfel de activități. Partea pozitivă este că după 27 aprilie Mercur va ieși din această etapă de invizibilitate și o să iasă de acolo din Consiliul Regelui mai înțelept, cu o strategie mai bună. Prin urmare, încercați să amânați orice noi inițiative legate de comerț, mass media, publicarea unor articole, a unor videouri, lansarea unei melodii, lansarea unei afaceri sau începerea unei campanii de marketing până după 27 aprilie. Profitați de această perioadă între 11 martie și 27 aprilie ca să mai studiați puțin problema, să aflați lucruri noi și o să vă dați seama că este strategia cea mai bună pentru voi, fiindcă în această perioadă, în această lună și jumătate de invizibilitate a lui Mercur, puteți să vedeți lucrurile printr-o perspectivă nouă, să descoperiți lucruri la care înainte nici măcar nu v-ați fi gândit, lucruri care o să vă ajute ca afacerea voastră, proiectul vostru să aibă mai mult succes. Cei mai influențați de această perioadă de invizibilitate a lui Mercur o să fie nativii din Gemeni și Fecioară, fie că aveți soarele, luna, ascendentul sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în aceste zodii, pentru că aceste zodii sunt cele care sunt guvernate de Mercur. Nu vreau să vă panicați, nu vreau să vă îngrijorați, este o parte naturală a ciclului mercurian, este doar important să știți
ce e bine și ce nu e bine să faceți în această perioadă, ca să nu fiți pe urmă frustrați că ați început o afacere nouă sau ați publicat o carte, o poezie, un video pe YouTube și nu a avut succesul pe care voi vă așteptați ca acest lucru să-l aibă. Nu e vina voastră, e ciclul lui Mercur care se așteaptă ca voi să mai învățați niște lucruri înainte să dați drumul în public proiectului vostru. Următorul aspect astrologic foarte important pentru luna martie este faza de lună nouă în Pești, la gradul 23 de Pești, care are loc pe data de 13 martie, la ora prânzului, la 12 și 21 de minute ora României. Luna nouă în Pești este momentul în care putem să punem bazele unor noi inițiative legate de zona de viață pe care peștii o guvernează în harta natală a fiecăruia dintre noi. Peștii sunt prin excelență o zodie spirituală care guvernează visele, lumea noastră interioară, subconștientul nostru și starea noastră de sănătate. Prin urmare, dacă vreți să faceți schimbări în aceste direcții, să inițiați lucruri noi în această direcție, folosiți-vă de data de 13 martie pentru a vă face acest plan mental, pentru a vă face acest aliniament psihologic și spiritual în interiorul vostru și începeți acțiunile, activitățile fizice pentru a duce la bun sfârșit planul vostru în zilele următoare, 14, 15, 16 martie, sunt zilele ideale pentru a iniția ceva nou în această direcție. O să vedem exact cum vă influențează faza aceasta de lună nouă în Pești în partea a doua a videoului, în partea de horoscop, când o să intrăm în mai multe detalii. Următorul eveniment astrologic are loc pe 14 martie la ora 6 și 7 minute dimineața și este vorba de conjuncția Venus-Neptun. Vedem aici că luna nouă în Pești este încadrată de două conjuncții ale planetei Neptun, mai întâi cu Soarele și pe urmă cu planeta Venus. Și Neptun fiind guvernatorul peștilor, ne arată că această lună nouă care are loc între două conjuncții a lui Neptun cu două planete foarte pozitive va fi cu atât mai specială și mai puternică pentru noi. Revenind la conjuncția Venus-Neptun, aceasta o să aducă o energie foarte creativă, foarte romantică și foarte spirituală în viața tuturor. Pentru cei care sunteți singuri, puteți să vă întâlniți sufletul pereche în această perioadă. Sau, dacă nu ați întâlnit încă o persoană cu care să vreți să faceți un cuplu, o să vedeți că în jurul datei de 14 martie o să fiți mai romantici, mai melancolici. E o zi ideală să vă uitați la comedii romantice, la filme de dragoste, să citiți un mare roman de dragoste, o mare poveste de dragoste, pentru că toate aceste lucruri sunt în esență niște manifestări fizice ale conjuncției Venus-Neptun. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, încercați să planificați niște momente mai speciale împreună cu partenerul sau partenera voastră. Dacă puteți, ar fi momentul ideal să petreceți toată ziua împreună, să faceți lucruri frumoase, mari gesturi romantice. Dacă nu e posibil pentru voi, măcar acolo o atenție, o cină romantică, un buchet de flori, o îmbrățișare, ceva cât de mic, un gest cât de mic care să aducă mai mult romantism și mai multă apropiere între cei doi parteneri. Conjuncția Venus-Neptun aduce și vești bune pentru artiști, mai ales pentru cei care activează în domeniul muzical sau în televiziune, în teatru, cinematografie, dar și pentru celelalte activități artistice. Conjuncția Venus-Neptun este de asemenea una cu energie foarte benefică, care vă îndeamnă să iertați, să iertați oamenii care v-au greșit, să vă eliberați de aceste dureri din trecut, să oferiți compasiune și suport și să înțelegeți că atunci când cărați după voi resentimente, ură sau ranchiună, de fapt vă faceți doar vouă rău, pentru că cealaltă persoană nu este absolut deloc afectată de aceste sentimente negative pe care voi le cărați în interiorul vostru. Profitați de această conjuncție Venus-Neptun ca să vă eliberați odată și pentru totdeauna de aceste lucruri malefice pentru voi. Pe 16 martie o să avem două evenimente astrale importante. Mai întâi, imediat după miezul nopții, la ora 12 și 27 de minute, Mercur intră în zodia Pești. Și cu plecarea lui Mercur din semnul analitic și intelectual al vărsătorului, în semnul
visător și spiritual al peștilor, va trebui să aveți foarte mare grijă, pentru că pentru toată lumea gândirea, procesele mentale vor fi îngreunate. Mare, mare atenție la detalii, pentru că aici apare un risc foarte mare de neînțelegeri, mai ales la locul de muncă, de erori în comunicarea scrisă și verbală, de a uita să menționați un detaliu foarte important, și toate aceste lucruri pot să se cascadeze și să vă aducă mari încurcături. Aveți grijă de asemenea, pentru că gândirea voastră va deveni mai subiectivă, mai emoțională, o să fiți foarte influențați de sentimente, de emoțiile voastre și de subconștientul vostru. Aveți grijă la persoanele care vor să vă manipuleze, pentru că sub acest tranzit mintea voastră este mai susceptibilă, puteți să fiți mai ușor influențați de ceilalți, dar în același timp, pentru cei care vreți să influențați pe cei din jurul vostru, vreți să schimbați opiniile, părerile, modul de gândire a unor oameni din jurul vostru, puteți și voi să beneficiați de acest tranzit mercurial. Parcursul lui Mercur în Pești aduce lucruri pozitive pentru artiști, scriitori, pentru cei care activează în domeniul spiritual și pentru toți cei care își doresc să evolueze din punct de vedere spiritual și emoțional. Al doilea eveniment important pentru data de 16 martie are loc în cursul serii la ora 8:25 și este vorba de aspectul de sextil între Soare și Pluto. Planeta care ne dă viață și planeta care vrea să ne transforme o să se afle în această zi într-o conversație plăcută și o să aducă pentru toată lumea susținere, suport de la figuri de autoritate, de la bărbați mai în vârstă. Dacă sunteți ambițioși și vă doriți să obțineți anumite lucruri la locul de muncă, în cariera voastră, astăzi este ziua ideală să fiți foarte atenți la dinamica puterii în compania în care lucrați, la prioritățile managementului, la prioritățile oamenilor care vă pot ajuta să avansați în carieră. Pentru că acest aspect de sextil o să vă ajute să descoperiți aceste mecanisme aparent ascunse și o să vă puteți folosi de ele în favoarea voastră. Pentru o mică parte dintre voi, acest sextil între Soare și Pluto poate să aducă câștiguri financiare pentru partenerul sau partenera voastră sau câștiguri financiare dintr-un parteneriat de afaceri. Ziua de 16 martie și două zile înainte și după această dată vor fi foarte bune pentru detectivi, polițiști, pentru cei care vor să descopere anumite informații, care cercetează lucruri ascunse și care investighează anumite situații. S-ar putea să descoperiți niște informații care să vă ajute să rezolvați cazul sau problema cu care v-ați lovit. Următorul aspect important pe care îl face Pluto o să aibă loc pe data de 18 martie la ora 19:19 și este un alt aspect pozitiv de sextil, de data aceasta între Venus și Pluto. De data aceasta sextilul este cu o planetă feminină, prin urmare poate să vă aducă beneficii, susținere de la o femeie aflată în poziție de conducere sau de la niște femei influente în viața voastră sau în cariera voastră. Pentru cei care vreți să faceți o schimbare în look-ul vostru, în felul în care arătați, fie că vreți să vă schimbați coafura sau felul în care vă îmbrăcați, toate aceste modificări vor fi foarte pozitive și o să se potrivească pentru voi, pentru conformația voastră fizică. Toată lumea o să fie mai magnetică, mai atrăgătoare, pentru că atât Venus cât și Pluto au incorporate în esența lor, în vibrația lor, acest aspect de magnetism, de atracție fizică. Va fi o perioadă foarte bună pentru cei care lucrează în industria modei, în artă, în make-up cosmetice, social media, influenceri. Toată lumea poate să profite de pe urma acestui tranzit. Și uite că am ajuns la unul dintre cele mai importante evenimente astrologice ale primăverii. Pe 20 martie, la ora 11:38, soarele intră în berbec și sărbătorim echinocțiul de primăvară, momentul în care ziua și noaptea sunt egale. Mai multe detalii referitoare la acest tranzit o să vă pregătesc
în jurul datei de 20 martie, stați cu ochii pe canal pentru că o să vă pregătesc un video special pentru echinocțiul de primăvară. Pe 21 martie la ora 16 și 17 minute, Venus intră în berbec. Și atunci când planeta iubirii intră în semnul războinicului, lucrurile încep să prindă viteză aici. Relațiile începute sub acest aspect vor fi foarte magnetice, cu foarte multă atracție fizică, sexuală între cei doi parteneri, dar în același timp trebuie să aveți grijă pentru că tot acest magnetism, toată această atracție poate să se consume foarte rapid, să fie ca un foc de artificii care explodează foarte frumos și spectaculos, dar în câteva secunde dispare. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, puteți să beneficiați de pe urma acestui tranzit al lui Venus în berbec ca să faceți mai multă activitate fizică împreună cu partenerul sau partenera voastră. Planificați activități în natură, activități sportive, planificați o aventură împreună cu partenerul sau partenera voastră. Mergeți într-o drumeție, urcați pe munte, plimbați-vă pe malul mării. Planificați niște activități amuzante, niște activități care să vă solicite fizic și care în același timp să vă aducă mai aproape unul de celălalt. Venus este o planetă feminină și când aceasta traversează semnul berbecului, femeile o să simtă foarte mult acest tranzit pentru că o să se simtă mai puternice, mai ambițioase, o să simtă că au mai multă forță și mai multă putere să obțină ceea ce își doresc de la viață. Toți berbecii în general, că sunteți femei sau bărbați, o să beneficiați de pe urma acestui tranzit, o să vă simțiți mai atrăgători, mai frumoși, mai iubiți și o să aveți succes atât în dragoste cât și în finanțe. Pe 22 martie, la ora 1 și 34 de minute dimineața, o să aibă loc aspectul de sextil între Mercur și Uranus. Partea interesantă este că Uranus este octava superioară a lui Mercur și acest sextil, acest aspect de susținere între cele două planete care au foarte multe lucruri în comun, ne aduc foarte multe vești bune. Pentru fiecare dintre noi, într-un aspect al vieții noastre, o să avem în sfârșit claritate. O să descoperim piesa lipsă a puzzle-ului, acel punct cheie, acea informație esențială care ne clarifică odată și pentru totdeauna ce s-a întâmplat de fapt acolo. Sub influența acestui tranzit, conversațiile o să fie stimulate, o să fie mai energice, mai volubile. Mercur fiind planeta comunicării, Uranus este planeta care guvernează internetul, e posibil să vedeți că o să comunicați mai mult pe social media sau prin diverse aplicații. Uranus este și planeta care guvernează grupurile de oameni, prietenii voștri și cu Mercur acolo o să vreți să comunicați mai mult cu aceștia, o să-i sunați, o să le scrieți. Dacă puteți, o să vreți să vă întâlniți cu prietenii, să schimbați idei, să schimbați păreri, să fiți în cercul vostru de oameni. Din conversația acestor două planete o să reiasă foarte multe informații și lucrurile se mișcă cu rapiditate. Planurile se pun în mișcare. Orice vreți să organizați, orice vreți să realizați, o să găsiți suportul, susținerea necesară și o să găsiți oameni entuziasmați și dornici să participe în activitățile pe care le planificați. Al doilea eveniment astral al zilei de 22 martie este trigonul între Marte și Saturn, care are loc tot în cursul dimineții la ora 4 și 34 de minute, 3 ore după sextilul Mercur-Uranus. Trigonul este și el un aspect pozitiv de susținere, o conversație frumoasă și armonioasă care are loc de această dată între Micul și Marele Malefic, între Marte și Saturn. Acest eveniment o să fie resimțit 2-3 zile înainte de 22 martie și după această dată. Și chiar dacă este vorba de cei doi malefici, aici tot există potențialul pozitiv pentru a avea succes la locul de muncă, pentru a vă planifica planurile voastre, țelurile voastre pe termen lung. Toate lucrurile planificate, inițiate sau finalizate sub energia acestui tranzit astral poate să vă aducă niște rezultate foarte stabile și de durată, pentru că Saturn este planeta care guvernează timpul, stabilitatea, este profesorul zodiacului care se așteaptă de la noi să demonstrăm că am învățat lecțiile pe care am venit să le învățăm în această viață. Iar Marte este o planetă plină de energie, care ne dă forță, voință, putere de muncă.
din trigonul acestor două planete poate să iasă niște parteneriate de afaceri foarte profitabile, mai ales într-o persoană mai tânără și o persoană mai în vârstă. Cei tineri poate să-și găsească un mentor, cei în vârstă pot să-și găsească un discipol, o persoană pe care să o ia sub aripa lor și să o învețe meserie. Cu trigonul acestor două planete este foarte important în tot ceea ce facem în această zi să respectăm etica, morala, codul de conduită, să facem lucrurile corect după cum dictează litera legii, pentru că atât Marte cât și Saturn nu vor ezita să ne taxeze dacă facem lucrurile ilegal sau chiar și la limita legalității sau a moralității. Pentru sportivi, veste bună, trigonul Marte-Saturn va aduce foarte multă forță, rezistență și pentru toată lumea, dacă vreți să faceți anumite schimbări în viața voastră, acest aspect astrologic vă ajută, vă susține și vă dă forța și voința necesară ca să implementați aceste schimbări. Următorul aspect astrologic despre care vreau să vă povestesc are loc pe data de 24 martie, la ora 5:26 dimineața și este vorba de cuadratura între Mercur și Marte. Cuadratura este un aspect astrologic tensionat. N-aș spune neapărat că e negativ, e pur și simplu mai greu, mai dificil. Și atunci când Marte și Mercur au acest tip de conversație astrală, mintea noastră o să fie mai stimulată, dar în același timp prea multă energie și prea multă stimulare mentală poate să ducă la surmenaj, la stres, la tensiune și frustrare. Aveți grijă, nu vă impacientați în această zi, nu vă certați cu nimeni pe nicio temă în această zi, pentru că Marte aici vă ambalează mintea și creierul mai mult decât e cazul, și îl privează pe Mercur de claritatea mentală. De asemenea, mare atenție în această zi la posibile probleme în comunicare, în transport, în călătorile pe scurtă distanță, aveți grijă cu mașina, asigurați-vă că aveți o roată de rezervă, că telefonul are suficientă baterie ca să puteți să sunați pentru ajutor dacă e cazul. De asemenea, aveți grijă în această zi, pentru că toată lumea o să fie mai predispusă la accidente, mai mici sau mai mari, fie că vă loviți degetul mic de la picior în colțul patului sau accidente mai grave, în orice caz trebuie să aveți grijă, să fiți precauți. De asemenea, încercați în această zi să nu vă certați cu prieteni, colegi, frați, surori, vecini, pentru că toate aceste relații vor fi mai tensionate și cu risc de explozie. Pe 26 martie, la ora 8:57 dimineața, are loc un eveniment astral foarte frumos și foarte important, pe care o să pun accentul în a doua parte a acestui video, în horoscopul vostru personal. Este vorba de conjuncția Soare-Venus, la gradul 5 de Berbec. Acesta este un tranzit foarte frumos, foarte benefic, foarte pozitiv pentru toată lumea, care să ne ajute să fim mai diplomatici, să facem compromisuri, să fim mai buni și mai politicoși. Femeile în special o să se simtă mai atrăgătoare, este un moment ideal pentru a iniția relații noi, pentru a merge la o întâlnire, pentru a planifica niște momente romantice cu partenerul sau partenera voastră. Conjuncția dintre Venus și Soare aduce vești bune și energii pozitive și pentru artiști, care poate să fie mai creativ și să aibă mai mult succes în această perioadă. Și aici vorbim atât de recunoașterea publică a valorii și a reputației lor, dar și de câștiguri financiare care poate să vină în această perioadă. Pentru toată lumea, ziua de 26 martie va fi una foarte frumoasă, în care cu toții o să apreciem mai mult operele de artă, muzica, frumusețea din jurul nostru. Sub acest aspect astrologic, orice lucru inițiat în această perioadă o să ne aducă foarte multă plăcere și foarte multă voie bună, foarte multă armonie și echilibru în viața noastră. Dar mai multe detalii despre acest tranzit în partea a doua a videoului, în partea de horoscop. Pe 28 martie, la ora 21:48, are loc faza de lună plină în balanță, la gradul 8 al zodiei balanță. Momentul în care cu toții putem să beneficiem de pe urma unor inițiative, a unor proiecte, a unor lucruri, relații sau proiecte începute
sub faza de lună nouă din balanță, fie de anul trecut sau din anii trecuți. Gândiți-vă la orice lucru nou pe care l-ați început în perioada septembrie-octombrie, că e vorba de 2020, 2019, 18 sau chiar mai demult, toate aceste inițiative pot să vă aducă acum rezultatul efortului depus în trecut. Pentru toată lumea, luna plină în balanță, vine cu vești bune pe sectorul relațiilor parteneriale și orice o să vă aducă această lună plină o să fie sub influența lui Venus, sub influența frumosului, a armoniei, a dragostei și a justiției. Dar ca să vedem efectiv cum vă afectează pe voi personal, o să ne uităm în a doua parte a videoului, în partea de horoscop. Pe 30 martie, pe finalul lunii, avem două evenimente astrale importante. Primul, la ora 6:23 dimineața, este vorba de conjuncția Mercur-Neptun. Acest eveniment o să îl simțiți cu două zile înainte și două zile după tranzitul exact și aduce pentru toată lumea creativitate, imaginație și foarte multă plăcere în hobby-urile voastre, în interesele voastre, mai ales dacă sunteți interesați de fotografie, marketing, advertising, poezie, artă, literatură, dacă vreți să scrieți sau să publicați ceva, dacă sunteți creator de conținut pentru social media, toată lumea poate să beneficieze de acest tranzit. Pentru cei care vreți să vă influențați într-o anumită măsură partenerul sau partenera de viață sau prietenii, familia, puteți să beneficiați de energia acestui tranzit pentru a influența într-un mod subtil, apelând la emoții și la rațiune, astfel încât să schimbați o opinie, o părere, un mod de gândire al oamenilor din jurul vostru. Conjuncția Mercur-Neptun este momentul ideal pentru a comunica, pentru a exprima sentimentele și emoțiile voastre. Dacă vreți să faceți o declarație de dragoste, acest tranzit este momentul ideal ca să găsiți cuvintele ideale pentru a transmite exact ceea ce simțiți. Neptun este și o planetă vindecătoare și în conjuncție cu Mercur, planeta comunicării, puteți să găsiți cuvintele necesare ca să vindecați o relație, ca să vă împăcați cu cineva drag. Partea negativă este că Neptun este și planeta care dizolvă limitele și barierele. Și atunci când dizolvă limitele și barierele lui Neptun, riscăm să ne pierdem în lumea noastră interioară, în visele și gândurile noastre. Riscăm să creăm mai multă confuzie decât claritate, mai ales pentru că anumite informații ne sunt încă ascunse și nu le putem percepe la acest moment dat. Aveți grijă la bârfe, nu vă puneți în situația să generați sau să ascultați bârfe, pentru că acolo cu siguranță o să fie foarte multe informații neclare și chiar neadevărate. Aveți grijă pentru cei care trebuie să călătoriți, pentru că riscați să vă urcați în trenul greșit, în avionul greșit din cauza neatenției și asigurați-vă că aveți toate documentele în ordine. Mai ales dacă trebuie să negociați ceva, să semnați un contract, să aveți niște discuții de business, de afaceri, asigurați-vă că sunteți pregătiți și că aveți toate datele problemei înainte de a intra în această discuție, negociere sau ședință. Tot pe 30 martie, la ora 18:46, are loc aspectul de sextil între Venus și Saturn, între micul benefic și marele malefic. Venus, planeta emoțiilor, și Saturn, planeta autocontrolului, o să ne aducă capacitatea de a ne controla emoțiile, gândurile și sentimentele. Pentru cei care sunteți deja în relații, puteți să beneficiați în această zi de ajutorul și de suportul partenerului sau partenerei voastre pentru a rezolva o problemă. Pentru cei care sunteți implicați în niște procese, în niște cazuri juridice, aici sextilul dintre Venus și Saturn poate să vă aducă o sentință favorabilă vouă. Și în general, pentru toată lumea, acest aspect de sextil între Venus și Saturn o să aducă armonie și lucruri pozitive la locul de muncă. O să simțiți împlinire în urma muncii pe care voi o depuneți. Pentru cei care vreți să renunțați la un viciu, ca să faceți o schimbare în viața voastră, acest aspect de sextil vă poate ajuta să vă controlați nevoile și dorințele mai ușor și prin urmare este momentul ideal dacă vreți să renunțați la fumat sau
dacă vreți să începeți o dietă sau dacă vreți să începeți să faceți sport, toate aceste lucruri sunt influențate pozitiv de acest aspect astrologic. Și ultimul eveniment astral despre care vreau să vă vorbesc va avea loc pe 1 aprilie, la 4 minute după miezul nopții. Este vorba de sextilul între Soare și Saturn. Acest eveniment astral o să fie resimțit două zile înainte și după această dată și continuă oarecum energia sextilului dintre Venus și Saturn, dar de data aceasta aduce mult mai multă stabilitate mentală, spre deosebire de sextilul Venus-Saturn care ne aducea stabilitate emoțională. Soarele este și planeta care ne guvernează cariera noastră, reputația noastră, imaginea noastră publică și în sextil cu Saturn o să ne facă mai serioși și nu doar că face aceste transformări în interiorul nostru, dar și oamenii din jurul nostru o să perceapă această nouă imagine asupra noastră, imaginea unei persoane competente, de încredere, cu o etică și o morală foarte puternică. O să fim percepuți ca niște persoane de autoritate, ca niște experți în domeniul nostru. Pe domeniul financiar, sextilul dintre Soare și Saturn este momentul ideal să ne reorganizăm finanțele, să ne facem planuri pe termen lung, să ne facem un buget și să ne încadrăm în acesta, să ne restructurăm aspectele financiare ale vieții noastre. Și acum hai să trecem la partea de horoscop, în care o să analizăm pentru zodia voastră cele mai importante evenimente astrale ale lunii martie. Luna nouă, luna plină și conjuncția dintre Venus și Soare. Și acum hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal în luna martie pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în pești. Pentru voi, faza de lună nouă, de pe gradul 23 al zodiei voastre, vă activează casa 1, prima casă astrologică, care simbolizează persoana voastră, eul vostru, corpul vostru fizic, dar și prima impresie pe care o lăsați în societate, felul în care vă percep oamenii atunci când de-abia încep să vă cunoască. Și această lună nouă vine pentru pești cu posibilitatea unor noi începuturi. O să aveți ocazia, pe la jumătatea lunii martie, să vă reinventați, să faceți orice schimbare doriți în viața voastră, că e o schimbare de look, că e o schimbare de atitudine, de mentalitate, de felul în care vă îmbrăcați, de felul în care vorbiți, de oamenii cu care vă înconjurați, de felul în care vă petreceți timpul, lucrurile care sunt importante pentru voi și lucrurile cărora le dedicați timp și energie. Orice schimbare doriți să inițiați în viața voastră, începeți acțiunile efective pentru a implementa această schimbare în primele zile după luna nouă, în 14, 15, 16 martie, pentru că acele inițiative care sunt începute sub faza de lună în creștere, vor crește mai ușor pentru că se vor dezvolta odată cu ciclurile lunare și veți observa că va fi mai ușor să incorporați în viața voastră aceste schimbări, fie că vreți să renunțați la ceva sau că vreți să integrați ceva nou în viața voastră. Cel mai puternic influențați de această etapă de lună nouă vor fi acei pești născuți între 11 și 17 martie, sau cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în jurul gradelor 20-26 de pești. Fiți foarte atenți la această etapă de lună nouă, de la mijlocul lunii martie, pentru că atunci când luna nouă coincide cu ziua voastră de naștere, aveți atât resetarea ciclului solar, cât și a ciclului lunar. Și această zi de naștere va fi cu atât mai importantă și mai crucială pentru voi. Nu ratați acest potențial, nu ratați această energie, pentru că poate să fie foarte benefică în viața voastră. Următoarele aspecte importante ale lunii martie sunt conjuncția Venus-Soare la gradul 5 de Berbec, care are loc pe 26 martie, și luna plină în balanță la gradul 8 de balanță, care are loc în 28 martie. Aceste două evenimente, care au loc la doar două zile diferență una față de alta, activează pentru pești axa caselor 2-8,
a banilor câștigați din muncă proprie versus banii partenerului sau partenerei voastre, a lucrurilor care vă dau vouă siguranță și confort versus partea cea mai intimă și mai ascunsă a relației dintre voi și partenerul vostru de viață. Și aici, pe acest sector de viață atât de complicat și de interesant, o să aibă loc două evenimente astrale foarte, foarte pozitive. Practic, peștii o să primească o infuzie de voie bună, optimism și noroc pe acest sector de viață. O parte dintre pești s-ar putea să primească o mărire de salar, să primească un bonus, să obțină ceva care le dă mai multă siguranță și mai mult confort în viața lor. Parte dintre voi s-ar putea să vă cumpărați anumite lucruri pentru casă, ca să vă faceți mediul vostru înconjurător mai confortabil, mai plăcut pentru voi. O parte dintre voi s-ar putea să observați în jurul zilei de 26 martie, poate câteva zile înainte și după, că aveți mai multă poftă de mâncare, că aveți mai multă poftă de dulce, o să vreți să beți mai mult alcool, să consumați mai mult, să faceți mai mult din acele lucruri care vă fac să vă simțiți bine și confortabil. Aveți grijă să nu exagerați. În privința energiei de lună plină, acest lucru poate să aducă în viața voastră finalizarea unei succesiuni, dacă trebuie să primiți o moștenire, semnarea unor acte legate de credite sau de niște contracte care trebuie legalizate la notar sau la un avocat, poate să aducă o mărire de salar a partenerului sau partenerei voastre de viață, poate să aducă în discuție topicuri legate de finanțele voastre în comun, de intimitatea voastră, de relația voastră în general. Nu vă speriați, pentru că aici toate aceste lucruri au o tentă pozitivă, pentru că se întâmplă pe faza de lună plină în balanță și vor aduce mai mult echilibru și mai multă armonie în viața voastră. O energie interesantă pentru pești, cei mai afectați de aceste tranzite pozitive, plăcute, pe finalul lunii martie, vor fi acei pești născuți între 21 februarie și 2 martie, sau cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete între gradele 2 și 11 de pești. Dar toată lumea o să beneficieze în mai mare sau mai mică măsură de aceste aspecte pozitive. Și acum să scoatem niște mesaje suplimentare de la astrozaruri pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în pești. Pentru voi mesajul este de soare în casa a șaptea în scorpion. Foarte interesant și pentru voi accentul se pune pe relațiile parteneriale, fie că e vorba de un partener sau o parteneră de dragoste sau partener de afaceri. Peștii aici își doresc transformare, transformări radicale, transformări care să facă aceste parteneriate mai solide, mai puternice, mai adânci. Dacă sunteți deja într-o relație, nu vă mulțumiți doar să aveți pe cineva lângă voi, doar ca să nu fiți singuri, vreți un suflet pereche, vreți ceva mai mult. Pentru cei care sunteți singuri, nu o să fiți dispuși să acceptați pe oricine în viața voastră și asta e foarte bine pentru că vă creați niște standarde mai înalte. La fel și în afaceri, e important în luna aceasta să fiți mai critici, mai selectivi cu oamenii cu care alegeți să vă înconjurați și să nu acceptați mai puțin decât știți că meritați. Cu scorpionul în casa șaptea, partenerii peștilor poate să fie niște persoane foarte influente sau pot să câștige influență, să câștige poziție socială, influență politică, influență socială de orice fel. O lună interesantă pentru pești. Și acum hai să scoatem niște mesaje suplimentare de la cărțile de tarot pentru nativii din pești, pentru primele 10 zile din lună, pentru mijlocul lunii și pentru finalul lunii martie. Ok. Această carte a ieșit deja de câteva ori în etalările pentru luna martie. Se pare că taurii vor fi foarte importanți în această lună pentru mai multe zodii. Hai să o luăm pe rând. Pe primele 10 zile din lună avem șasele de bâte, o victorie, un motiv de sărbătoare. Parte dintre voi o să vă înfrângeți niște inamici. Parte dintre voi o să vă înfrângeți propriile temeri, propriile limitări
și lucrul ăsta vă eliberează, vă dă putere și vă dă forță. Pentru o parte dintre voi, aici e vorba pur și simplu de ziua voastră, de faptul că vă sărbătoriți încă o primăvară pe acest pământ. La mulți ani pentru toți cei care o să vă sărbătoriți ziua de naștere în martie. Pe mijlocul lunii, în schimb, avem aici o carte mai problematică, 10 de săbii, durere, tristețe și o posibilă trădare. O perioadă de introspecție pentru pești, se finalizează un ciclu, se finalizează o relație sau un parteneriat, se finalizează o etapă din viața voastră și e posibil să nu se termine așa cum v-ați fi dorit. În orice caz, este important să acceptați acest final, să acceptați acest punct terminus, să vă dați jos din acest tren și să o luați în altă direcție. Pentru că etapa de lună nouă pe zodia voastră, din data de 13 martie, vă oferă acest moment în care puteți să lăsați în urmă aceste 10 săbi, această durere, această trădare, acest lucru care nu a ieșit cum ați fi vrut voi să iasă și să începeți ceva nou, ceva care o să fie mult mai stabil, mult mai benefic pentru voi. Încă vedeți aici pe finalul lunii că avem Hierofantul, Marele Preot, cartea care în tarot reprezintă zodia Taurului și care ne vorbește de foarte multă stabilitate, de foarte multă susținere de la instituțiile statului, de la instituții financiare, de la persoane cu autoritate într-un domeniu sau altul. Așa că orice s-ar termina pentru voi aici la mijlocul lunii, că se termină o relație, că se termină un job, că se termină o etapă din viața voastră, e important să nu rămâneți blocați în această pierdere, pentru că riscați să ratați o ocazie foarte importantă pentru voi. Și dacă ratați această ocazie acum, următoarea șansă o să o aveți de-abia la anul, la următoarea lună nouă în pești. Așa că luați din această tragedie, din această situație neplăcută, lecțiile pe care trebuie să le învățați și luați-o de la capăt, într-o direcție mai pozitivă pentru voi. E interesant că avem aici o victorie, o înfrângere și mai multă stabilitate. Nu poți să le câștigi pe toate, nu poți să le pierzi pe toate, undeva e aici totul la mijloc, în moderație. Și pe finalul lunii avem aici Marele Preot, o carte de foarte multă stabilitate. E posibil ca taurii să fie mai importanți în viața voastră pe finalul lunii și e posibil ca luna plină din balanță să vă aducă finalizarea fericită a unor lucruri care au fost inițiate de voi în perioada septembrie-octombrie anului trecut sau poate chiar câțiva ani mai în trecut, dar tot așa prin septembrie-octombrie. Per total, e o etalare destul de echilibrată. E foarte bine, foarte rău și iarăși foarte bine. Lucrurile își urmează cursul natural și din fiecare etapă acestei luni aveți o lecție de învățat. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un carte din aceste cărți Puterea Gândului, un mesaj frumos la care să puteți să reveniți ori de câte ori aveți nevoie de susținere și de încurajare în luna martie. Ok, avem o carte care a vrut să sară pentru pești. Hai să vedem care este mesajul. Sunt în siguranță în univers, iar viața mă iubește și mă sprijină. Inspir plenitudinea și abundența vieții. Observ cu bucurie cum viața mă sprijină din abundență și mi-oferă mai mult bine decât îmi pot imagina. Un mesaj foarte frumos, mai ales aici pe mijlocul lunii, orice s-ar întâmpla în viața voastră, țineți minte că este pentru binele vostru. Universul nu vă taxează gratuit. Universul doar face corecții de traseu în viața voastră. Și ca să puteți să vă bucurați de aceste victorii, de aceste lucruri pozitive, mai aveți nevoie din când în când să simțiți și gustul amar al pierderii. Dacă totul ar fi dulce, ne-am plictisi și n-am mai simți bucuria dulcelui, dacă n-ar fi și acru și amar pe lângă. O etalare interesantă pentru pești, la mulți ani pentru toți cei care vă sărbătoriți ziua de naștere în această lună. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Pa, pa!